Entuziasmul de după victoria cu Metalo Globus trebuie temperat, pentru că Slatina este o echipă care poate pune probleme oricărei echipe din Liga a doua. Au simțit-o pe pielea lor, de altfel, atât Concordia, cât și CSA Steaua. Dacă ilfovenii au pierdut clar 0-3 acasă, Adipopa și compania au fost înghesuiți în propria jumătate, în cea de-a doua repriză a meciului disputat luni. Este de vreme să ne gândim la alte lucruri, trebuie să ne gândim la meciul de sâmbătă. Va fi un meci dificil, Slatina a jucat foarte bine în deplasarea de la Chiajna și victoria nu este deloc întâmplătoare. Chiar și acasă cu CSA Steaua au avut un final în care cred că puteau să obțină cel puțin un punct. Deci este o echipă muncitoare, o echipă care se închide foarte bine, periculoasă pe contraatac. Nu ne așteaptă deloc un meci ușor. Mai ales că noi avem și în ultima vreme probleme, încă mai avem probleme pe atacul pozițional. Să sperăm că încet o să reușim și acasă să mulțumim publicul, să ne luăm punctele, că asta e până la urmă cel mai important lucru. Linia de clasament bună a Gloriei nu-l entuziasmează prea tare pe Pustai, o analiză mai amănunțită, urmând a fi făcută după 7 etape, atunci când campionatul va fi întrerupt. La fel și acum spun că trebuie să fim deocamdată foarte prevăzători și să ne gândim că e doar începutul. O primă linie o să o tragem după cele 7 etape, după la prima întrerupere. Și atunci vom vedea mai bine, vom putea începe să calculăm anumite șanse. Până atunci nu e cazul să vorbim, pentru că ați văzut ce echilibrată e această serie de Liga a doua. E foarte echilibrată, sunt multe victorii în deplasare, ce am observat în primele două etape. Deci, înseamnă că echipele sunt destul de apropiate. Cum am mai zis, din păcate, cam în jos apropiate, dar are șansă la play-off. Cred că n-aș putea numi repede trei echipe care, să zic, că nu au șansă la play-off. Biletele pentru partida cu Slatina s-au pus deja în vânzare la sediul clubului. De asemenea, în ziua meciului vor exista două puncte de valorificare a tichetelor.